să intrăm în niște chestii tehnice. Formația mea nu e aceea de chimist sau geofizician. Am făcut cu totul și cu totul altceva, dar pe mine mă interesează. Evenimentul la care suntem prezenți astăzi n-a costat orașul Curtii și Casa de Cultură nici măcar un leu. Afișuri au fost făcute de Cătălin Galben, care a venit cu ideea, nu mi aparține. El a venit și a zis, Andrei, facem ceva la Curtii. Și bineînțeles, chiar mă gândeam la chestia asta și m-am bucurat. Dânsul este muzician, băiatul actorului Ovidiu Ghiniță, care este profesor colaborator la Casa de Cultură. Cred că e important, știu că și la mine au venit alții să mă informeze, e vorba de niște timișoreni care au venit și mi-au spus. Și clujeni. Și clujeni, da. Pentru că, la fel cum a zis și Andrei, problema asta e, cum să zic, nu e locală, e o problemă națională. În sensul, nu știu câți dintre noi asta ți-au zis, sau mă gândesc că știți, sau ați văzut cât de cât la știri, de gazele de șist. Știți despre ce vorba? Este de fapt același gaz metan convențional, numai că el nu se află în scoarța, mă rog, în pământ, nu se află în mai la suprafață, da, să zicem. Da, se află în rocă, de exemplu, sau în zip, sau în pietriș. Și ca să ajungi să extragi gazul ăla, așa numit gaz de șist, mă rog, trebuie forat la adâncime foarte mare, introdusă apă sub presiune care să crape roca și să elibereze gazul. Problema este că există un cocktail chimic. Apa aia nu e tocmai apă pură 100%, e proporție de 95% apă și 5% sunt o serie de chimicale foarte, foarte dăunătoare. O serie de chimicale care sunt 5.000 la număr. 5.000 la număr. Și pentru un puț, deci pentru o forare, avem nevoie de 10 milioane de litri de apă. Apă reziduală. Care vorbeam cu viceprimarul din Curtiș, care a lucrat niște ani la compania de apă și spunea că zona Curticiului ar avea rezerve de apă pentru următorii 35-40 de ani. Ori noi dacă facem, sau dacă permitem forarea pentru gaze de șist, cred că nu o să mai avem apă până anul viitor. 10 milioane de litri de apă pentru un puț, la care se adaugă încă 5.000 de componente chimice, 5.000 de chimicale. Toată problema asta, când vrei să zici ceva, sunt atât de noi, încât nu există denumiri cunoscute, ele sunt secretizate. De ce? Sunt secretizate conform unei legi a concurenței. Pe de o parte, nouă asta nu ne convine, faptul, secretomania asta, sau cum să zic, faptul că nu e transparentă, nu e transparent tot business-ul ăsta, sau toate afacerea. Mie mi s-a fi părut corect și cred că și dumneavoastră, să vină, eu știu, autoritățile locale, de exemplu, zic și eu, sau să fac o emisiune la televizor, să vină spună, uite, băi, oameni, s-a descoperit. Resursa e veche, se știe de mult. Nu avem tehnologie, de aia trebuie să vină niște companii străine să... Așa. Avem, țara noastră dispune de, eu știu, o cantitate de atâtea, nu știu, ce se măsoară, gazul, litri, tone, mă rog, da, de gaze de șist. Cam astea sunt riscurile, astea sunt beneficii. Într-adevăr, sunt și beneficii. Nu știu dacă ați auzit. Metri cub, da. Un metri cub, da. Bine, dacă e în piatră, nu știu. Da. Exact. Care sunt riscurile și care sunt beneficiile? Beneficiile pe care probabil le-ați auzit sau probabil că o să le auziți din partea celor care susțin exploatarea gazelor de șist prin așa numită fracturare hidraulică ar fi faptul că cică am putea să devenim independenți din punct de vedere energetic. Este fals din ce cauză? Pentru că companiile care vin și forează sunt străine. Ele vin să foreze resursele și să le vândă. Și foarte important, ce înseamnă independent energetic? E ca și cum ai avea tu pădurea ta, vrei să te încălzești, tai lemn de la tine și nu te costă nimic. Dacă vinzi asta la străin, o să vină să foreze, o să-și facă el depozite și tu vine să zică atâta o să te costă. O să pe care statul... Știi la Montana, vreau să scoate au și aici tot pentru noi. N-am vândut nimic, nu vinde nimic, dar să suntem minimalizați zona Curtiș. Spusă tocmai de purtătorul din cuvânt al Guvernului, domnul mare fost prezentator, Andrei Zăzărescu. Și Andrei. A fost nominalizată zona Curtiș pentru gazele de șist. Deși nu știu câți curticeni au fost pe recepție atunci, dar există. Noi suntem așa cu patru. Da, există cinci. În România, gaze de șist se află în Brăila, Bârlad, da. În zona Bârlad, în zona Dobrogei, pe litoral, în zona Timișului și în zona Aradului. Și Bihor. Turnu, așa, Arad, Bihor. În Arad avem la Turnu, zona Curtici-Macea, undeva câmpul dintre Curtici și Macea, și satul Adia, care e în comuna Sintea Mare.
Ce e important de știut că s-au emis deja 5 hotărâri de guvern. Care s-au făcut hotărârile de guvern peste capul nostru. Haideți să vă spun o chestie importantă. În 9 decembrie, un lucru foarte important, să vedeți șmecheria guvernului pe care l-am votat. Gândiți-vă că cu o lună înainte, toată lumea, mă refer la mass media, dacă ceva funcționează în România, asta e presa, clar. Toată lumea era concentrată asupra alegerilor. Să vedem ce face Luci, care candidează nu știu ce funcție, sau domnul Dansi, nu? Care candidează la altă funcție și toată presa era concentrată asupra politicianului care dă găleți, care dă punci, așa mai departe. În 9 decembrie alegeri și în 5 decembrie guvernul dă aprobare firmei Chevron din Statele Unite ca să foreze. Toate s-au făcut pe ultima sută. Dar de ce atunci? Când a plecat din guvernare, eu băgat taxa auto de 5 ori sau de 6 ori. Ați mai văzut că atunci când e ceva grav în România, președintele, premierul sau alt parlamentar, alt ministru, vine cu câte o chichiță ca să încerce să ne îndrepte privirea și atenția asupra lucrurilor mai mărunte, nu asupra lucrurilor importante. Adică, bă, hai să vedem, hai să ne ocupăm de lucruri mai mărunte, să lăsăm pe alea principale, că ne ocupăm noi de ele. Ce e important pentru noastră să știți că mai sunt oameni în situația asta. Nu știu dacă ați văzut Bârladu, de exemplu, și nu doar Bârladu, sunt mișcări de populație peste tot în țară. În Timișoara e foarte puternică. Unde planează pericolul ăsta, deci... Da, Bârladu și Bacău, sau ce parte aia acolo, primarii le interzis. Tot ăștia au zis la comentariile lor, să vedem ce va spune prefectul. Sunt așa anumite hotărâri de guvern care spun că sunt niște corpuri petroliere de explorare și exploatare a resurselor naturale, nu se specifică gaze de șist, dar e de la sine înțeles că e vorba despre gaze de șist. Trebuie să facem delimitarea între doi termeni, explorare și exploatare. Explorarea nu ne deranjează cu nimic. Ce înseamnă explorare? Vine un nenia specialist și verifică să vadă dacă în zona Curtici, Macea, Adia, Bârlața, care o fi, sau dacă există ceva. Vine un om și explorează Casa de Cultură să vedem dacă vine un cutremur, oare se dărâmă sau nu. Dar atâta timp cât explorezi ceva, nu te interesează cumva să și exploatezi. Asta ne deranjează pe noi. Vin să exploreze zona noastră, dar, bă, mâine mă trezesc aici că vin să și exploatez. Asta e foarte important. Așa cum vor veni ceva și din mare. Pentru cine o solutat Aurescu? Pentru români? Cu ucrainienii ca să iei insula șerpilor. Nu, la taia acolo... Sunt țări. Dar pentru noi sau pentru și în Europa care au spus nu exploatării gazelor de șist prin metoda asta fracturării hidraulice. De exemplu, Bulgaria. Da. A fost protest în stradă și guvernul a retras licențele pe care le-a acordat Chevronului, de exemplu, care după aia a venit în... Mai sunt și alte țări, este Franța, este Marea Britanie... Deci, dacă sunt niște țări civilizate care au spus nu, probabil că au spus nu... Pentru că, la nivel european, din câte am înțeles, nu există o reglementare, adică nu există niște legi care să stipuleze și cum trebuie să gestionezi situații de genul ăsta, așa că sunt lăsate chestiile astea în seama fiecare țări în parte. Și noi avem o legislație foarte permisivă. Noi nu avem, nu există o lege a casului de șist. Dar nu vine UE să spună, nu vă interzic. Nu vine. Vine direct, băsesc-o cu americanii. Exact. Deci Uniunea Europeană nu se bagă. Dacă vrei poți să forezi, dacă nu vrei poți să nu forezi. Și un lucru foarte important și după ce domnul Răsuri să spuneți, Statele Unite, 18 state din America, au interzis această metodă. Au interzis explorarea, dar și exploatarea gazelor de șist. Și firma aia, colosul ăla, Chevron, din Statele Unite, a rămas fără obiectul muncii. Bă, nu putem exploata și explora și exploata la noi. Atunci, au venit la ciobanii, la prostălăii de români, care nu vin să se intereseze de chestia asta. Și atunci o să zicem, vai de capul meu, uite ce ne-au făcut ăștia, toată pânza freatică e bolnavă, agricultura la revedere, animalele la revedere. Și o să vedeți și pe documentar. Apa freatică se îmbolnăvește total și ca și cum am avea bombă atomică. Cam aceleași rezultate. Vis-a-vis de lucru sau acțiunea pentru care ne-am adunat aici,
cred că toți care au venit sunt împotrivă, împotriva explorării sau exploatării gazelor de șist. Întrebarea este dacă avem o posibilitate de a opri. Pentru că a discuta este una, a arăta problemele care apar. Ne încercăm să informăm. Cred că toți care sunt aici știu despre ce e vorba. Sau mă rog, în mare parte da, știu și știu că nu este bine. Întrebarea mea, avem posibilitatea de a opri? Avem posibilitatea dacă ne unim, dacă suntem doar ăștia 15, nu avem nicio șansă. Nu avem nicio șansă. Cum am putea face o dovadă a unirii noastre? Pentru că o dovadă, de obicei, dovezile sunt înscrise. Putem face o adresă către Guvernul României? Putem face și noi vrem să facem mai multe întâlniri care să aibă ca subiect gazul de șist. Din punctul de vedere, posibilitatea de a opri este de a sesiza autoritățile locale în scris. 2. De a sesiza prefectura care e reprezentatul guvernului în teritoriul da, da, exact. Și al treilea pas, și cel mai important, de a arăta guvernului că noi, cei ce locuim aici, nu suntem de acord cu această acțiune. Deci sunt trei pași care eu văd neapărat a fi făcuți pentru a întrerupe acest lucru. Pentru că dacă nu facem, vorbim degeaba. Da. Din punct de vedere al legislației din România, o hotărâre de guvern poate fi atacată în două feluri. Hotărârea Consiliului Local. Deci, în primul rând, noi ar trebui să fim prieteni cu consilierii locali. Ce fac consilierii? Dacă nu ne ajută ei, ne ajutăm noi singuri. Ce o să facem? O să facem un grup, să ne întâlnim aici, să lăsăm deoparte anumite chestii pe care le-am putea face ora asta, asta este, și să ne intereseze viitorul nostru, al copiilor, nepoților și așa mai departe, viitorul Curticiului, care are pământuri agricole bune, animale bune, deocamdată. Curios. De ce n-a venit domnul Muscă, domnul mare director, care apare... Nu l-am invitat. Cum nici pe dumneavoastră nu v-am invitat. Nici pe mine. N-am invitat pe nimeni, în mod expres. Nici pe domnul Pitiu, nici pe Nicu, nici pe... pot să zic, nu? Crocodile, cum zic eu. N-am invitat pe nimeni. Am pus afișe. N-am scris, dacă n-aveți peste 1,70 m, vă rog să nu veniți. Vă rog să vă bărbiriți. Nu. Am pus afișul. Domnul Măsuri. Să se felicită băiatul ăsta și băieții care sunt împreună cu el. El face un lucru pentru noi care... Noi care avem interesul să-l facem, nu-l facem și vine altul de la Arad și zice el, mă, hai să vă ajut eu, dacă voi nu vreți să vă ajutați singur. În schimb, pentru curticeni, aș fi vrut și pe ei să-i laud și să zic, mă bucur că ați venit. Eu sunt numai ginere aici, în curtici. Și aș vrea așa ca copiii mei și nepoții și strănepoții să trăiască mult și bine. Dacă ar vrea să stea la curtici, bine. Dacă nu, să vrea, dar să trăiască mult și bine. Ei, acum, eu filmul ăsta, nu știu, cu fi ăsta sau alt, eu l-am văzut în Germania. Asta a fost scopul lor, ca să fie clar. Dumneavoastră, ați venit poate acum și zâmbind aici. Când o să ieșiți de aici, nu o să mai zâmbiți după ce o să vedeți ce e acolo. O să fiți foarte triști. Deci astea sunt niște otrăvuri care determină. Dacă au apucat ăia ca să găurească acolo și să înceapă acolo, dumneavoastră un lucru vă sfătuiesc. Ori mergem toți acolo și spuneți, nu, aici nu se face. Dacă domnii de la București au aprobat, să fac acolo, la București. Deci la, știți cum a făcut? Dacă au venit în pâncota cu poliție și imediat, imediat. Poți fost la proprietarea care după la Săpânța, acum vreo, nu știu, 10-15 ani, au vrut ei să facă acolo la Moroșene, a multe tauri, poate de da? Au vrut acolo să facă. Era imediat, au pus mașini, căruți, au blocat drumul și au spus, dacă vreți să faceți, faceți la București. La noi nu comandați voi. Voi comandați la voi, noi aici comandăm noi, că e vorba de viitorul nostru și a urmașilor noi. Acum, dacă noi suntem așa, bine mersi, eu aș face revoluție sau m-aș împotrivea, bun, dar să mă ardă el, eu stau de aici și mă uit de acasă, de acolo. Mă bucur și eu dacă respectivul reușește. Numai că dacă eu gândesc așa, tu gândești așa și fiecare gândește așa, atunci pauză. Nu face nimeni. Și americanul ăla nu lasă le în țară, că doar n-or fi proștii să se otrăvească pe ei. Ce zice? Măi, aici n-ai voie. S-au otrăvit. Dar pe atunci unic, eu vreau să câștig bani. Măi, du-te și dă ciubuc, un nepoț.
Și are unde. Vezi tu unde. Și atunci vine la București și ăștia ce-i vorba de bandă. Nu știu dacă ați văzut în urmă cu câteva zile, cred marți sau miercuri, am participat la VSTV. La VSTV împreună cu Cătălin și cu alți băieți. E cel mai important lucru, alături de noi a venit un specialist, un profesor universitar de la Facultatea de Geografie din Timișoara, domnul Urdia, nu se poate confunda cu Udria, îl cheamă Urdia, chiar ne-a spus și nouă. Urdia. Și ne-a spus așa, gazele de șist extrase prin metoda fracturării hidraulice aduc următoarele prejudicii. Cu tremure, îmbolnăvirea apei din pânza freatică, contaminarea pânzei freatice aduce la dispariția agriculturii în zona noastră, nu mai putem crește animale, nu mai putem bea apă. Apa după ce se contaminează, ferească Dumnezeu să facem experimentul ăsta. Ne ducem la casă de cultură în baie, punem un top în chiuvetă, umplem chiuveta cu apă și cu brichete dăm foc. Arde perfect. Deci o să fim independenți energetic. În sensul că o să ne ardă și apa și tot. O să ardem și noi până la urmă. Dar noi putem să stăm și să... Deci am zis că o să dispară agricultura. Eu aș completa, că nu o să pus complet. Cu tot cu agricultură. Cu tot cu agricultori. Cu tot cu agricultori și cu tot cu consumatori. Și cu tot cu doctor. Așa. Aici o să fie totul așa, o să faci trei de șapă. Nu o să mai fie conținută. Deci nici nu vă dați seama ce otrăvicios e. Și dacă o apucați să facă, salut, puteți să vă vindeți casa acum până puteți. Că peste 2-3 ani o să dai păcate și nu o să ia nimeni. Dacă nu iau să vă arată că nu au cine și atunci o să caute alți fraieri, ca să zic așa. Și atunci am întrebat, că el nu poate cu forța să vină. Dacă el e cu forța și noi suntem cu forța, că suntem atâtea milioane. Domnule, aici nu se face, nu avem ce să discutăm. Ideea este să nu ne implicăm prea târziu, că să prea târziu. Și dacă e problema că să mergem, mă gândesc că politicienii ăștia noștri de la primărie, nici nu sunt de acord, că doar și copilul lui trăiește în curtici, nu? Da, colegii de la primărie nu sunt de acord numai după ce află care sunt pericolele. Că dacă n-ar fi niciun pericol, eu m-aș bucura, sincer, dacă n-ar fi niciun pericol, m-aș bucura să vină o firmă din Statele Unite care extragă gazele la curtici și să ne le vândă nouă mai ieftin. Să avem facturi mai mici, ar fi minunat. Dar nu o să avem facturi mai mici, dimpotrivă o să fie facturile mai mari și o să avem foarte, foarte mult de suferit. Nu cred că v-ar place să dați la porc apă plată. Dacă ei spune așa, domnule, vă dăm gazele la preț redus și gratis dacă ți le dea, o să ai gaze 20 de ani gratis și după aceea să-ți cumperi cruce și sicriu, să le comanzi, că o să fie coadă la cu sicriele, să știți? Coadă mare de tot. Știți cât costă un foraj? Un foraj la mare adâncime, peste 1000 de metri, trebuie să sape. Milioane de euro. Prin metodă hidraulică costă câteva milioane de euro. Numai pentru explorare. Numai pentru explorare. Ca să exploatezi iar, trebuie să aduci mașinării, oameni și așa mai departe. Deci milioane de euro. Banii trebuie scoși. Deci gazul n-ai cum să-l primești nici ieftin și nici, poate nu am mult, nici gratis. Asta e banală treaba. Orice intervenție hidraulică supra scoarței implică mișcări ale scoarței. N-a fost de suficient de protejat de cutremure în zonă, încât acum e nevoie să intervenim noi, să ne facem rău. O să te contrazic un pic și să spun ce mi-a zis profesorul Urdia. Da. A doua zonă seismică din țară, știi care e? Care? Banat. Ei, dar nu Crișana. Nu. Băuliști, de exemplu, e a doua. Băuliști. N-am avut până acum, ai avut probleme. Nu, pentru că cutremure la... Marea adâncime, eu spus exact. La Marea adâncime pe care deocamdată noi le simțim. Dar le-am putea aduce dacă vrem mai sus să le simțim. Nu e problemă. Și așa avem case din pământ. Așa ne-am face din ele partisiv de nu s-ar putea... Așa. E bine adus. Și la Pelea am fost la Barța. Barța Poleș. În județele Timiș, Arad, Bihor, Vaslui, Bârlad și Constanța, s-au demarat în diverse stadii proceduri împotriva voinței populației, riscând a se compromite în mod iremediabil resursele unor stațiuni ca Buziaș, în județul Timiș, sau Băile Felix din județul Bihor. Cum ar ștragul din Curtiș, de ce n-ar fi? Zona
Curticiului are apă termală mai bună decât Buziaș și băile Felix. Apa termală de la Curtici știa și domnul Urdea când au zis că de la Curtici, bă, voi aveți mai bună apă ca la întâi mai și la Felix.